Please, only one photo, please. You know, Kylian Mbappé, is this in this area? Vă salut, fraților, și bine ați venit la poate cel mai nebun vlog postat vreodată de mine pe acest canal. Sunt 4 grade afară, ne aflăm în Paris, la baza de antrenament a celor de la Paris Saint-Germain și astăzi, indiferent de vreme, am venit special să ne întâlnim cu jucătorii celor de la Paris Saint-Germain. Donnarumma tocmai a trecut, a ieșit primul, nu a oprit, nu a reușit nici să-l filmez deoarece tocmai venise, însă se anunță și alți jucători. Isier, ține filmare. One photo, please. Vitinia? Vitinia, tată, mamă, direct! Mamă, direct, nu cred în intro! Deja a venit Vitinia, noroc că avem aici un copil care știe. No player! Vitinia, yes! Băi, Vitinia înainte mai oprea, dar acum n-a oprit deloc. Hai să vedem. No player! Ia filmează! Nu știu, hai că vedem. Mamă, deci nu pot să cred. Haideți acolo cu like, forță! Voi, fraților, începem direct în forță, deoarece este ora 1, am venit direct de la aeroport aici, am făcut o grămadă și, bineînțeles, în această aventură sunt cu fratele X-Breaker aici frumos. Pregătit, domnul? Băi! Fie vreme bună, fie vederea, noi suntem aici să-mi înțelegem jucătorii ceva, băi, nu? Băi, zic ceva, jucătorii de la Paris și Real sunt singurii care nu opresc. Ia dar... să vezi pe ploaia asta, zic că am 3 băieți. Ideea aici e că vlogul nu se va termina aici, deoarece tot în același vlog vom merge și la casa lui Kylian Mbappé și avem un cadou și pentru el, dar asta în altă zi. Și haideți să vedem, fraților, nu plecăm, nu avem nici umbrelă, stăm și așteptăm jucătorii. Let's go! Hai să vedem cine mai vine, fraților. Ah, ok. Nu era jucător. Nu era jucător, mamă, și am zis că oprește. Coach. Mamă, da, e antrenor. Antrenor, mamă, plouă de rupe, fraților. Deci suntem doar noi, un singur băiețel a ieșit așa. Fraților, nu suntem singuri, avem aici un prieten bun care s-a alăturat și ne-a mai spus ce jucători au mai fost și au mai venit. Este în interiorul și Hakimi și Mbappé. How are you, brother? You are good? Yes. Any player? I think no, no. Vine o mașină, dar nu este un jucător. Băi, suntem doar 3, asta ne dă speranțe mari că poate unul să oprească, dar plouă tare rău de tot. Ar trebui să facă un efort, că stăm totuși pe ploaia asta. Exact, exact, exact. You know, brother, if the players saw us, because we are staying in the rain here, they can stop, you know? Între timp, uitați-vă și voi cum arată baza sportivă acolo, cu terenurile, se vede și poarta acolo. Băi, arată totul așa, nu știu cum să zic, zici că ești în deșert, vezi? Construcție, uite, se construiește masiv. Se construiește, exact, e și în renovare în același timp. E și în renovare, bă, suntem 3, eu zic că avem șansă. Având în vedere că suntem 3, avem tricou. Șanse mari, plouă, șansă. Tot, plouă. Adică de milă, știi, la asta da, mă refer. Da, 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 da. De milă, să li se facă milă de noi și să se oprească direct. Deci, puștiu, în trecut am mai făcut poze cu jucătorii. Bineînțeles, e de aici, ca de obicei, puștii care vin la bază, deja sunt de acasă. Oh, nice, Uruguayan player. Ugarte. Colomani! Wow. I go in the car of Colomani. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh? Serious? Bă, l-a luat cu mașina, nu cred! Wow! You know him? Huh? You know him or just took you? Wow! Mamă, cât de tare! Nice, bro! Mamă, deci Colomani l-a luat cu mașina pe puștul ăsta, cât de frumos! Gonzalo Ramos! Nice, bro! Ok, hai că îmi face poftă, mă oftică puștul, gata! Dar îmi place, pentru că sunt șanse să oprească totuși. M-am uitat pe TikTok, de obicei nu prea opresc, dar poate cine știe. Nice, bro, nice, you are the best. Uite, știu cum arată geaca după doar 20 de minute. Opa! Oh! Please, please, only one photo, please! Only one photo, please! Please! Nope! Asensio! Asensio! Asensio, fraților! Asensio! Mamă, și n-a oprit Asensio! I-a pus un cerc acolo, dar nu mai, gata, s-a dus. Fii atent că... No, e, s-a dus, tată. Uite, îl vezi? Săracul, bă! You know, stai la Bucharest! Yeah, yeah! Champions League, yeah, you know football, nice. Also, in the past, we played versus Valencia, versus your favorite team, and we won. It's a good team, now it's a good team, Valencia. And also, I like the stadium of Valencia, beautiful stadium. Fantastic, yes. Oh, 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 oh. Please. E tot ăla. Ah, nu, portarul. Please, one autograph, please, please. Gonzalo Ramos.
Gonzalo Ramos. Yeah, I know, but now didn't stop. And the other guy is the goalkeeper. Yes. Ai văzut la mic face poze. Ai păcălit la mic. S-a dus acolo, stă singur și el face poze. A pușcat două poze la mic. Nu, nu, acolo n-a făcut. Gonzalo Ramos îl refuză și pe Puști, care s-a dus acolo, dar și pe noi. Hai să vedem. Bă, e greu că plouă, așa zic. Nu știu, oricum încercăm, stăm aici. Am văzut Gonzalo Ramos, am văzut Vitinha, portarul spaniol. Acum am scapat numele lui și cam atât. The goalkeeper. Yes. Arnau. Was it the one to left? I think the Spanish guy. Yeah, Spanish guy. Arnau, da, parcă așa-l cheamă. Nu o să știe ea. N-are nicio treabă. Ah, nu, no, nu, no, nu. No. Please, one photo. I don't know. I think Colomani, ia vino. Ia vino, că dacă el... Ia vino, repede. No. No. Colomani? Colomani? Ta, cred că era Colomani, cred. Ia uite, faci accident, mâncați aici. Hai înapoi, hai înapoi. Dolaruma. Dolaruma n-a vrut să oprească. Aici poate să fie. Aici poate să fie Mbappe. Mbappe. Please, only one photo, please. Please, only one photo. Aici poate să fie Mbappé. Mbappé sau Hakimi. Ei iau din astea. Mbappé sau Hakimi putea să fie aici. Yes, 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 yes. Mbappé sau Hakimi. Uite și Puștiu, știe. Every time Mbappé in this type of car. Mbappé mereu vine cu o asemenea mașină. Nu știu exact numerele mașinii. Puteți vedea voi acum în imagine, deoarece am văzut ceva TikTok-uri. Nu știu dacă era sau nu el, însă am forțat-o și la el. Bă, odată știu că s-a dat jos și a făcut poză, dar ziceam pe vremea asta nu s-a dat jos. Băi, fraților, știți foarte bine că obiectivul de astăzi, până mâine, când vom merge acasă la Kylian Mbappé, este să facem rost de o semnătură sau o poză, măcar un jucător să oprească unul singur. Și suntem puțini, nu înțeleg de ce. Deci, ai văzut cu ce viteză vin? Ok, vii cu viteză și pun frâna acolo, în loc să oprească. Păi și ce fac, nu? Uite trecerea aici. Filmează. Uite așa fac. Când vine, fac așa. Ha! Na, nu era. Vine un jucător bine, forță. Bine, mă! Da, bine, bă, tu, da, pasat, băi! Mă știe, mă, lumea pe aici, adică mă știe, lumea. Haide, mă, că mai vine o mașină, bă, mai vine o mașină. Nu vreau să mai arăt tricou, că poate cine știe, așa poza e mai simplă. Să vedem ce mașină vine. Mamă, e jucător sigur. Opa! Thank you very much. Respect. Thank you, Carlos. Thank you. And an autograph for me, please. Waiting for you here. Wait a second. Wherever you want. Thank you very much. Here, yes, it's perfect. Good luck tomorrow. One photo, hope, please. Hope you will score. Why not? Thank you. Appreciate. Thank you. Appreciate. Cât de tare. De cadou. Carlos Soler. Yeah, I can make you if you want. Perfect. Thank you, Carlos. You're a good dad. You're a good guy. El is my favorite player. Mamă, cât de drăguț! Oh, hai, bă! Brother, mamă, cât de drăguț! Prima! Și obiectivul definit! Carlos Soler! Bă, nici că nu voia să plece, ai văzut? Stătea de vorbă! Ce ai zis? Că... Iași, când a fost la Valencia, a fost jucătorul meu favorit, dar am dat-o puțin cu... mi favorit player, adică... Nu mai știa ce să zic, repede, ca să... Ce am zis, iar de vezi, nu știu ce... Da, chiar îmi plăcea serios, când era la Valencia... Da. Ideea e că e și free, fraților. Este și free. Any player? No. Jugadore. Brother, tell us, what you gave him? So, I'm a friend of the brother of Carlos Soler, Alejandro. Wow, nice. Yeah, we studied together. Wow. And,
I just got my PhD training. Yes, so, yeah. And you gave him something. Yeah, I gave him the national jersey of my country, India. Wow! With his name and number printed on the back. Wow, I can't believe. Băi, i-a oferit tricoul Indiei, deoarece este din India, cu numele și numărul lui Carlos Soler. Yeah, show us. Mamă, cât de frumos! Deci, probabil a oprit că știa, cred, sau ceva. And you talked with him before? Yeah. Mamă, deci de asta a fost așa, vezi? Băi, Dumnezeu Iisus, cât noroc! Carlos Soler, wow, nice, bro, nice. Nice, thank you very much, because of you, he stopped here. Appreciate. Bate aici, boss. We are a good team now. Este, mă! Uite, mai vin ceva puști din partea aia. Cred că vin de la cealaltă ieșire. Pa! Not a player. Oh, no. Oh, for the Dan. Sorry, I thought it's a player. Sorry. Fraților, mergem la intrarea principală să vedem și noi cum arată. Aici a fost un loc foarte bun pentru ca jucătorii să oprească, dar vrem să vedem și noi cum arată intrarea principală, acolo unde nu prea opresc, că de asta am venit aici. Hai să mergem, let's go. Ia, foto. Foto! Aici putea să fie Hakimi. Așadar, fraților, Carlos Soler a fost ultimul jucător de la Paris Saint-Germain care a ieșit. Am reușit să vedem 5 jucători, dar cel mai important este faptul că unul l-a oprit și a fost de nota 20, Carlos Soler, autograf. A vorbit cu noi, a râs, a stat cât am vrut noi, mult respect. Așadar, obiectivul de astăzi se încheie pe această vreme ploioasă, cea mai ploioasă de până acum dintr-un vlog de-al meu. Și ne revedem mâine direct în drumul spre casa lui Kylian Mbappé. Și revenim direct din ziua 2, ziua în care urmează să mergem acasă la fratele nostru Kylian Mbappé. O vreme superbă astăzi, din păcate nu a fost la fel și ieri. Poate cine știe, am fi văzut mai mulți jucători, dar eu nu știu dacă într-o mașină de ieri a fost sau nu a fost Kylian Mbappé. Așa că astăzi vom merge direct la el acasă, iar Kylian Mbappé este unul dintre puținii jucători la care am fost acasă, care locuiește direct în mijlocul orașului. Așa cum stă Ronaldo acum în Riad, la fel Kylian Mbappé, direct în Paris, are un super penthouse care a fost vizitat și de o grămadă de TikTokeri. Adresa lui o găsiți și voi pe internet. Toată lumea știe unde stă Kylian Mbappé, însă de foarte mult timp doresc să ajung la el acasă. Și nu uitați că această excursie a fost sponsorizată de cei de la Super 12, o aplicație 100% gratuită, unde vă puteți da pronosticurile, 12 meciuri și puteți câștiga 10.000 de ron. Totodată, dacă în acest moment intrați pe linkul din descriere, vă instalați aplicația și dați pronosticurile, la 10.000 de participanți, cei de la Super 12 oferă automat un PlayStation 5. Și dacă tot vorbim despre PlayStation 5, ce avem noi aici? Nu puteam să venim aici la Paris fără să avem și o surpriză pentru Kylian Mbappé din partea prietenilor noștri de la 11 Goats, direct cel mai bun card al lui Kylian Mbappé din EAFC 24. Uitați că X-Break l-a văzut înaintea mea. Mamă, arată genial. Poate ne vede cu el în fața blocului acolo și coboară, ne face cu mâna, cum ne-a făcut copiii lui Ronaldinho. Dar haideți să mergem direct către casa lui, care se află la doar 30 de minute distanță de aici, de lângă stadionul Parc de Prinz. Și am plecat la drum, 11 minute de mers pe jos și apoi cu metroul încă 17 minute. Și mare atenție, dacă vreți să veniți aici în Paris și să mergeți acasă la Kylian Mbappé, trebuie să căutați Café Leon. Practic stradă n-am găsit-o, adică știu cum arată, așa că m-am uitat ce e împrejur. Și Café Leon este o cafenea care se află fix la parterul blocului unde stă Kylian Mbappé, așa că avem cardul pregătit. Venim, exact, vreme superbă astăzi în Paris, nu plouă, ceva mai senin față de întunericul de ieri, pentru că ieri am avut senzația că e noapte toată ziua. În drumul nostru spre metrou, trecem și pe lângă sala polivalentă a celor de la Paris Saint-Germain. Aici joacă echipa de handbal. Uitați-vă acolo, jucători, dar de handbal, nu de fotbal. Iar acolo... Știi tu? De unde știi, mă, tu? A, da? Mamă, da, mă, uite, X știe, eu nu le-am cu astea. Iar acolo, bossul, în îndepărtare, printre copaci, este stadionul. De aici, de unde stăm noi până la stadion, cât facem? 10 minute, tată, lejer. Și exact cum o povesteam, ia uitați-vă ce avem acolo, stadionul celor de la Paris Saint-Germain, acolo unde urmează să mergem la meci în această seară. Ești pregătit, gangstere? Gata, am văzut și metro, uite la acolo. A, da, uite că se vede. Și metro acolo, let's go!
Vlog în vlog. Și am intrat la metrou, gata. Îmi place cum arată metroul de aici din Paris. E relativ curat, chiar e super ok și e foarte mare. Asta e mișto. Și de aici mergem 9 stații, care 9 stații le facem doar 12 minute, adică ajungem imediat la el acasă. Exact. Mai mult îți ia să oprești în stație. Și haideți să luăm și noi metroul de aici din Paris, direct către căsuța lui Kilian. Bă, ce o să fie frumos este că 100% el e acasă, adică nu mai există vreun dubiu că Mape nu poate fi acasă, deoarece aici locuiește el. Aici este casa lui și 100% trebuie să fie acasă, deoarece astăzi are meci. Acum nu știu când pleacă spre stadion, dar nu cred că pleacă totuși atât de devreme, deoarece acum este ora 11 ziua. Și am ajuns, fraților. Am ajuns. Aici este stația de metrou unde locuiește Kilian. Mamă, cum arată. Uitați-vă cât de bine arată. Și am ginit-o, tată. Am ginit-o. Funny Newcastle. Iar în spate, aceea este clădirea unde locuiește Kilian. Și acolo, direct apartamentul, tată. Ia uitați-l. Îl vedeți? Cum ar fi să iasă la balcon? Băi, fraților, uitați-vă și voi unde suntem. Prima dată am zis că este aceasta, dar aceea este. Acolo sus se vede, ne vom apropia oricum, avem și cardul lui și vreau să găsesc o intrare în bloc, nu contează, să-mi dau seama pe unde intră Kylian Mbappé. Trebuie să fie una de acolo. Kylian Mbappé, copiii ăștia. Și vedem prima persoană, deci cineva se plimba pe acolo. S-a plimbat pe acolo, prima persoană care s-a plimbat era o doamnă, o femeie, nu știu, iubita, verișoara, menajera, habar n-am, dar am văzut o persoană. Pândim. Uite, da. Mamă, da, vezi? E un bărbat care face la grădină ceva. Parcă lua frunze sau ceva la plante. Mamă, cât de tare. Cum ar fi să-l vedem și pe el? Cum ar fi să-l vedem și pe Kilian? Fratele X și cu tricoul meu de ieri, semnat acolo de Carlos Soler. Frumos. Bă, mi-ai furat semnătura. Frumos. Hai să vedem. Ne apropiem de casa lui. Ne apropiem. Ideea e că de acolo se vedea mai bine cine se plimbă pe acolo, știi? De la depărtare. Dar vrem să ne apropiem în primul rând. Și tu fii atent că dacă vezi vreun Vito ceva că trece pe aici, poate să fie el, că el cu Vito se plimbă. Acolo este cafeneaua despre care vă povesteam, undeva pe acolo. Și aici și mai aproape. Ia uitați-vă. Noi am încercat să căutăm și acest maud, dar nu l-am găsit. Mamă, pe unde intră acolo? Cât de tare. Să bem o cafea. Așa. Practic am băut acasă la Mbappé, nu? Da, avem o cafea acasă la Mbappé, da. Bă, totuși, ne apropiem direct de clădire, suntem exact lângă și acum căutăm, toată lumea vorbește oricum pe aici, că aici este casa lui Kylian Mbappé. V-am zis, toată lumea știe că aici stă Mbappé, nu mai este un secret sau, nu știu, habar n-am, o chestie mai ascunsă pe care o găsești greu. Toată lumea știe că aici locuiește Kylian, fratele Kylian. Și haideți să ne apropiem, dar nu se mai face verde odată. Băi, fraților, m-am mai gândit la o chestie. Dacă te-ai caza o noapte aici la acest hotel din spate și te-ai caza la ultimul etaj, tu practic ai vedea direct penthouse-ul lui de acolo. Eu acum sunt curios, el are practic ultimul și penultimul etaj sau doar ultima parte? Asta nu știu. Ultimul și penultimul. Ultimul și penultimul, așa cred și eu. Vezi că sunt jaluzelele trase. Aha, da, corect. Singurele geamuri care nu au jaluzele, grilaje, sunt acele două din dreapta, vezi? Acolo poate să fie dormitorul lui sau ceva. Și eu cred că se continuă și în partea aia, dacă mă întreb pe mine. Adică nu cred, sunt sigur, are tot etajul de sus, tot. Nu știu pe câte nivele, pe două sau pe trei, că poate să fie 1, 2, 3. Sau poate să aibă doar două, înțelegi? Încă nu știu câte nivele din bloc, dar uite-te și tu puțin acolo. Aici nu putem intra, e ceva magazin, sigur nu intră pe aici în Mbappé. Dar au mai rămas două soluții. Ar mai fi pe acolo una, vezi, intrarea aia de acolo, dar totuși eu mă gândesc, ca să poți să intri în această clădire, eu nu cred că Mbappé vine cu mașina și se dă jos pe stradă. Fratele X are dreptate, pe undeva trebuie să fie o intrare de mașină subterană, chiar dacă blocul ăsta nu pare să aibă, sincer, pentru că e o clădire veche. Nu știu, chiar nu știu ce să zic. Sau cine știe, că așa toată lumea știe că stai aici, știi? Poți să-l aștepți și te-ai sări direct, adică îi cer o poză sau ceva, nu că să-i faci ceva, Doamne ferește. Hai să vedem. Dăm un ocol și vă arăt și partea cealaltă a clădirii și în continuare zic, lumea se uită aici la noi, dacă ne-am cazat sau am stat în clădirea de vis-a-vis sau cum ar fi să putem intra direct în clădirea lui. Hai să vedem. Am venit în partea cealaltă a clădirii. Eu cred că pe aici. Mamă, m-am speriat, mâncat să-și gura ta. Eu cred că pe aici. Pe aici intră. Eu așa zic. Pentru că și drumul ăsta pare ca și cum mașinile ar circula mai ușor să parcheze. Și știi ce trebuie să facem noi? Băi, ia ține X. Să atingem, frate. Atingem blocul lui. Practic ne simte acolo mai aproape. Hai să vedem. Pe unde ar putea intra?
Aha, aici e boss. Aici e șeful. Aici e. Deci aici e 100%. Unde scrie 26 ăsta? Aici. Aici poate să fie. Uite, unde scrie 26, pentru că mai în față nu ar avea cum. Sau aici ar mai fi o soluție. Deci ori acolo la 26, ori aici, fraților. Mamă, intrarea asta arată mai spectaculos, sincer. Tind să cred că pe aici, văd că e ceva firmă. Nu, aici nu. Aici nu sigur, pentru că e ceva firmă aici. Na, nu. Sau, practic, poate așa să se numească clădirea, știți? Și să fie pe aici, arată spectaculoasă intrarea asta. Poate să fie pe aici, dar nu-mi dau seama. Na, nu e aici. Șeful nu e aici. Și de ce? Asta e ceva hotel, pentru că vezi la fiecare geam are inscripționat, știi? E cu singa la fiecare geam. Aici e hotel. Asta e altă clădire unde stăm. Clădirea asta e. Asta e. Uite aici, că să și termin aici. Deci asta e clădirea și lângă Maud aici. Acolo e intrarea. Aici e intrarea. La 26 aici. Deci am găsit intrarea pe unde intră în fiecare zi Kylian Mbappé. Pe aici intră, pe aici. Oricum e spectaculos, se și vede acolo în interior. Geamuri fumurii, vedeți, pentru a nu se vedea în interior. Vă dați seama când coboară el sau ceva. Mai stăm puțin pe aici, dar aici e intrarea. Fix în spatele meu, intrarea. Pe aici vine mașina pe unde stăm noi, că uite, e privat cum ar veni drumul ăsta. Înțelegi? Și pe aici intră. Ata zic, pe aici intră. Fix pe aici. Știu unde putem întreba. La Maud ăștia. Dar nu ăștia la Maud, nu știu ce sunt, profesional. Ceva de cosmetice, ceva, dar nu cred că îți dai seama câtă lume vine aici. Putem încerca să întrebăm, da. Hai să întrebăm. Mama, a deschis cineva ușa. A deschis cineva ușa și putem întreba. Hai să întrebăm de cadou, să lăsăm. Vrei? Hai, întrebăm. Băi, fraților, intrăm cu cardul direct, încercăm să vorbim, să-i lăsăm. Doamne, și am plecat din nou la drum să-l căutăm pe fratele Kylian Mbappé. Trebuie să ajungem la Avenue Beige. Mergem 20 de minute pe jos și sunt chiar curios dacă în zona asta, pentru că arată foarte, foarte bine, sunt curios dacă este și locul unde are loc gala de decernare a balonului de aur, pentru că în fiecare an este aici în Paris. Am zis că o să ajung și eu odată, dar atunci când vin jucătorii, clar, pentru a-i vedea și pe Show Speed, bineînțeles. Și hai să vedem acum fratele X-Breaker pregătit acolo cu Avenue Beige. Kylian. Deci nu e strada asta următoarea, nu? Hai. Avenue Beige, hai, am ajuns. Deci aici e Mbappé acum. Trebuie să căutăm doar un Mercedes Vito. Ăla este indiciu că Mbappé este acolo. Pentru că nu știm adresa, nu știm nimic. Hai, devină cadou, nu? Hai să vedem. Trebuie să căutăm un Vito negru. Oricum știam de el, știam despre acest Vito negru, dar ni s-a confirmat. Strada nu e foarte mare, uitați-vă, până în capăt. Hai să vedem dacă găsim sau nu. Acum eu sper că nu ne-a dat țeapă domnul de acolo, dar nu cred că ne-a zis direct. Ne-a zis exact strada pe un solom și ne-a zis să ne uităm după Vito. Hai să vedem, tata. Cardul nu l-am lăsat acolo pentru că am vrut, poate cine dacă ne vedem cu el și ratam această ocazie să-i dau un cadou. Uite un Vito negru și dă semnal. Ah, doar a depășit. Nu, că nu se îmbracă. Nu s-ar îmbrăca niciodată așa șoferul lui Kylian Mbappé cu geacă și mașina să fie nespălată. Nu era acela. Hai să mai mergem și să ne uităm pe aici. Să vedem dacă găsim ceva, totuși. Oricum, clădirile arată într-un mare fel. Hai să căutăm. Ne apropiem de finalul străzii, dar am observat că pe această stradă, în afara faptului că sunt clădiri wow, el poate să fie undeva acolo, gen înăuntru, vedeți? Uitați-vă cum arată și acolo tot așa spectaculos. Iar Vito-ul lui să fie în interior. Parcat undeva, nu neapărat pe stradă, dar ne mai uităm, mai întrebăm și poate găsim. Mercedes Vito negru. Mergem până în capul străzii și vreau să mă întorc aici, că zona asta mi se pare cam cea mai luxoasă de pe stradă. Clădirea aceasta de aici și cu intrarea aceasta. Avenue Beige și vină încoace, fratele X. Beige, da? Vezi, mai e o clădire acolo. Impresionantă, care, nu știu, duce a ceva wow. Hai să mergem încolo și să vedem, poate. Știți, am zis, trebuie să ne uităm și în interior, nu neapărat pe stradă, că eu nu cred că mașina lui parchează pe stradă, dacă mă întreb pe mine. 100% dacă se află aici acum pe strada asta undeva, clădirea trebuie să arate wow și mașina undeva parcată într-o curte în interior, dar ne uităm, let's go. Ne apropiem de această clădire care la fel poate fi un indiciu. Hai să vedem cum arată în interior și dacă se vede. Da, bă, aici poate să fie. Fii atent. Arată lux în interior, vezi? Ce mașini sunt acolo? Ia uite-te după Vito. Uite-te că aici poate să fie. Mamă, dacă arată clădirea asta, vedeți? Eu totuși cred că aici poate să fie. Șefu, crede-mă, eu cred că aici poate să fie. Arată bombă rău clădirea asta. N-are, dacă vine aici, vine. Numai pe toată strada, acolo se termină strada și pe toată strada n-a mai fost nimic. Wow. Locul ăla de care am zis eu... Unde?
Da, e parcat ăla? Hai până acolo să vedem. În îndepărtare acolo se vede, da, un Vito parcat, dar totuși, eu tot aici cred, dar hai să mergem. Băi, fraților, e un Vito parcat în spate acolo, iar șoferul e îmbrăcat bine, așa-i? Așa pare, nu e cu geacă pe sau ceva, e îmbrăcat bine. Hai să vedem, pândim Vito ăla, e singurul Vito de aici și șoferul e acolo. Și uitați-vă ce mașini sunt pe aici, ia filmează mașinile și clădirea aia. Aici e zonă de lux. Acolo părea ceva mai, nu știu, mai vechi, așa clădirea pe care v-am dat-o adineauri. Deci stăm pe aici, nu plecăm. Vito ăla ne dă multe de gândit. Fraților, și mă voi duce direct la șofer să-l întreb. Pe bune, totul sau nimic. Filmează-mă de aici, da? Sorry, bonjour, sorry for disturbing. You know, Kylian Mbappé is this in this area. I have a gift for him. Moi, j'ai un client ici. And can we hear? Ah, at you? We'll come at you? Ah, okay. So, if I can stay here, I can see him to give a gift? Sure. Are you looking for someone or some Kylian Mbappe? Kylian Mbappe? Yeah. Ah, okay. Okay. Thank you very much. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Thank you very much. Thank you. Kylian. Thank you. Nu știu dacă a zis adevărul sau nu. Prima dată i-am zis Kylian și am înțeles client și a zis că da, are un client aici. Dar după aia zis Kylian Mbappe, a zis că nu, i-am arătat cardul direct, i-am zis că am un cadou pentru el. Acum nu știu, zic să mai stăm pe aici prin zonă. Poate apare, chiar nu știu ce să zic. Și fii atent, te-ai uitat la numărul de la mașină? Hai să ne uităm pe TikTok, să vedem dacă e același număr ca mașina de pe TikTok, pe bune. În continuare, mai stăm puțin. Ideea e în felul următor, pe această stradă, singurul loc în care ar putea fi Kylian Mbappé, aici este și vă zic și de ce. În spatele meu este o clădire pe care v-am mai arătat-o. Aici este intrarea în clădire, filmează acolo Icebreaker. Din păcate, eu zic că nu poate fi acolo pentru că e un loc destul de public, este foarte multă lume, n-ar avea ce căuta acolo. Al doilea loc este acest hotel sau ceva, cine știe, poate avea treaba aici. Și după mai sunt aceste două clădiri, unde la fel arată spectaculos aceasta și cea cu Vito, pe care ați văzut-o în filmare, am întrebat acolo, a zis că așteaptă un client. Ideea e în felul următor. Până să ne luăm la revedere. Vreau să mai stăm până pleacă acel Vito. Șoferul este încă acolo, 100% așteaptă pe cineva. Vreau să văd eu ce client are, să-mi știi cum zic. Bă, nu că n-am încredere, dar până nu văd eu cu ochii mei, nu cred. Stăm să vedem dacă vine clientul, ce client are. Ideea e că ne-am uitat după numărul de la mașină, el mereu vine cu o mașină diferită, cu mai multe Vito-uri și nu știm care este. Șoferul era îmbrăcat bine, eu de asta mă leg. Avea cămașă, era îmbrăcat bine, nu era în training sau ceva și nu așteaptă pe oricine. Hai să vedem ce se mai întâmplă și dacă reușim sau nu ceva. Here? Thank you. Thank you, thank you. Am zis până la urmă, domnul, că ce aici ar putea să fie. Hai să mergem. Mamă, nu cred. Thank you. Mamă, deci îmi zice unde e? Ne ies că aici. I saw him in traffic, I said maybe he's there. Where you saw him? Al hotel. L'hotel, on passe. Aha. Ah. Kylian rentre à l'intérieur et demande ici à l'hôtel. She go inside and ask at the hotel. Okay. Peut-être qu'ils sont là, elle est là-bas. Și el acum poate fi aici la hotel? Uite. Și acum el poate fi aici la hotel? L-ați văzut cu mașina acum? Pas vu, non. Nu l-ai văzut astăzi, nu? Nu, ok. Moi j'ai un client depuis ce matin, je suis avec elle. A client since this morning I have been with her. Ah, ok. Thank you.
Bă, ideea e că ne-a zis că poate să fie undeva pe aici și el, a zis că ne-a trimis acolo să ne uităm, pentru că i s-a părut că a fost un Vito, dar nu era el. Ideea e că ne-am intrat un pic aici să vedem, mai așteptăm totuși, nu știu, habar n-am unde poate fi. Căutăm acul în carul cu fân, am venit pe unde ne-a zis domnul respectiv, care a încercat să ne ajute, tot respectul pentru el. X-Breaker mai zice că mai este o posibilitate, să fie o cacea alma special să plecăm de acolo, el așa zice, dar în orice caz mai dăm o tură. Da, așteaptă de mult timp. Da, nu știu, e ceva, nu știu dacă e suspect, dar și mie mi s-a părut că a stat prea mult. S-a știut de clientul și a venit la noi, ai văzut? A venit la noi, ai văzut? Hai să mai dăm o tură și să vedem. După aproape 2 ore în care l-am căutat pe Kylian Mbappé, am fost și la el acasă. Ideea e în felul următor. El poate să fie pe aici, deoarece ne-a zis, acum nu știm, o fi plecat până am ajuns noi. Poate chiar este... N-avem cum să-l găsim, nu știm nimic, doar o stradă și atât. Așadar, fraților, aici se termină super experiența noastră de astăzi. Acest card va rămâne la mine, poate cine știe, îl dau altă dată. N-am cum să-l las pe stradă sau ceva, e păcat de el. Multe mulțumiri celor de la 11 Goats și, bineînțeles, Super 12, cei care au sponsorizat această super aventură din Franța. Link-ul găsiți în descriere. Și în încheiere, mai am un singur lucru de făcut. Alături de fratele meu X-Breaker aici frumos, vreau și eu să fac un cadou frumos. Acest tricou cu Carlos Soler, care este unul dintre jucătorii preferați al lui X-Breaker, vreau să-l dau cadou. Ia-l tău, bossule. Mulțumesc. Cadou din partea mea, pentru că știu că ești fan Carlos Soler. Eu m-am bucurat pentru faptul că m-am văzut cu el, am luat autograful, dar tu sigur te vei bucura mai mult. E ca și cum a semnat Bruno Fernandes, jucătorul Manchester United, la fel și la tine Valencia. Cam atâtul clipul de astăzi, aici alături de fratele X-Breaker. Ne luăm la revedere și v-am pupat. Salut. Pa, pa!